canalul Like Ani Ame! Și noi astăzi o să extragem niște bilețele și o să acolo să ne plicem multe provocare. O provocare. Așa că haideți să începem! Yeah! Acum, haideți să decidem cine va lua prima bilețele. Hai să facem așa. 1, 2, 3, 4. Tu! Hai, alege un bilețel de aici. Uite-te ce avem câteva bilețele. Alege un bilețel care vrei. Acum, eu o să-l desfac și o să-i pice a mea o provocare pe care trebuie să o îndeplinească. Aici avem o provocare. Împletește-i anii ei sau a mea înseamnă că eu mai bine o să-i împletesc pe o să-i împletesc. Bilețelul dăm la o parte. Papa, bilețel! Așa că eu o să-i împletesc a mea părul. Să aibă o cotiță frumoasă înglătită. Haideți să începem să-i plătim părul Amelia. Acum mâinile astea e gros pentru Amelia și haideți să începem să-i înglătim părul. Deci o să luăm trei fire mai grosuțe ca să-i înglătim acest păruț drăguț, blond, frumos. Să-i înglătesc frumos. O fac ca Elsa. Elsa, pentru că Elsa are o codiță. Iar Ana are două codițe, așa știu. Păi cum știți? Eu știu că Elsa are o codiță și Ana două. Așa, uitați ce faină e. Zici că e Elsa, pentru că și Elsa are părul blond și e cam la fel ca Amelia. Uitați-vă ce frumos! Ok, acum luăm elasticul roz și îi facem un părul. La mea și am lăsat și un fir în față să fie ciudată. Frumoasă! Uitați-vă ce frumoasă este! Acum, eu o să fie rândul meu să fac o provocare. Haideți să alegem de aici, o să ne amestecăm și o să aleg un bilețel. Hai să vedem care. Acesta mi se pare interesant. Hai să vedem ce scriem. Hai să vedem ce scrie. Uite, să zicem bilețel. Mănâncă o banană și după fă ca o maimuțică. Deci eu sunt o maimuță, ca să înțeleg, uite ce zicea bun bilețelul. Așa că, pa, pa, bilețel! Și aba, haideți să aducem o banană bună, bună, bună. Uitați, avem aici o banană foarte sănătoasă. Toți trebuie să mâncați banană pentru că sunt foarte sănătoase pentru organism. Amelia, e corect ce spun? Da, în fiecare zi trebuie să mâncăm fruct foarte sănătos ca să ne menținem sănătoși. Uitați aici, avem o banană. O să o mănânc pe toată ca să... Și după ce se face ca o mamuță. E și tu? Foarte bună! Like dacă vă plac bananele! Da! Sunt extrem de bune, nu? Acum, o să mă întorc când o să fac, când o să termin această banană și după o să fac amemuța. Vreți? Ok, hai să ne întoarcem după. Acum, eu am terminat banana de mâncat, a fost foarte bună. Și acum o să facem ca o maimuță. Ok, să mă vedeți pe mine cum să o maimuță, ok? Hai să facem ca o maimuță. Nu știu cum să fac ca o maimuță. Asta cred că face o maimuță, nu știu, eu nu prea pot să-i imit maimuța. Acum e rândul la Amelie să arată un bilețel din acest bol. Așa, acum va alege Amelia. Haide, Amelia, alege un bilețel. Acesta? Ok, avem aici un bilețel destul de micuț. Hai să vedem ce scrie aici. Învață-o pe Amelia să numere numere. M-am încurcat. Învață pe Amelia să numere. Hai să învăță să numere, nu? Așa este. Da, fiecare copil trebuie să știe să numere. Hai, zi după mine. 1. Zi 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 8. 9. 9. 10. Am învățat să numere până la 10, uitați ce bine s-a descurcat. Acum, e rândul meu să aleg un bilețel. Îmi dai tu bolul, hai să vedem.
acolo. De ce o să primeze? Ce-am primit? Ultimele? Da. Desenează un măr. Păi, eu cred că pot să desenez un măr. Așa că, haideți să facem o foaie și niște cariuș pentru a desena un măr foarte frumos și dulce. Hai să vedem. Să facem ceva bun. Da, să facem ceva bun. Dar nu e în realitatea mea, doar desenăm un măr. M-ar fi să iasă din foaie. Da, îmi place mărul. Da, e foarte bun. Avem aici un roșu sau și roz, adică pentru că mi-e plăcut și foarte mult și rozul. Așa că o să încep. Și mie îmi place rozul. Și mie îmi place roz. Foarte fain. Uitați așa. Uite așa. Nu prea am desenat, dar e ok. Pentru că nu se întâmplă nimica, nu? Cred că nu se întâmplă nimica. Nu se întâmplă nimica, da. Da, nu trebuie să fie neapărat. A denumat baza mărului, că este aia roșie, nu știu cum se numește. Așa că aici avem maro, foarte frumos. Și o să îl facem cu tot și îl facem așa și o cuțițică. Și acum o să-i facem da, să facem multă cuțițică pentru mare. Uitați, acum avem verde. Și verde facem... e mai bun să vă mănânc. Da, așa și facem o poză. Uitați, mărul, dați-mi nota de la 1 până la 10. Voi cum credeți că am desenat acest măr? Foarte bine sau nu am desenat bine? Eu zic că îmi dau nota 7. Nici nu prea e minunat, dar e și ok. Am ales tu. Hai, alegi un bilețel și după asta ți-l citesc eu, pentru că ea nu știu să citească. Are de-abia 3 ani. Asta. Și face 4, peste câteva luni. Așa, hai să deschidem acest bilețel foarte lung, pentru că sunt foarte curioasă. Hai să vedem. Bilețel pe care scrie: sparge 2 popituri în 10 secunde. Amelia, tu trebuie să spargi 2 popituri în 10 secunde. O să facem un telefon cu un timer și o să spargem 2 popituri. Adică Amelia trebuie, eu nu trebuie să spargi. E foarte bine chiar și dacă nu spargi pe tot, că tu ești mică. Vrea mie să-mi plăce preocuparea asta, dar asta e, a picat Amelia. Așa că haide să facem cele 2 popituri și să spargă Amelia. Popiturile, yay! Revenim după ce aducem cele 2 popituri. Avem cele 2 popituri, unul unicorn și unul fluturaș. Așa că trebuie să aducem și un telefon ca să punem timerul și să spargă mele toate popițele astea. Haideți să revenim și când aducem telefonul cu timer. Haideți să-i dăm popiturile mele. Deci, Amelia, încep când zic 1, 2, 3, începe! Hai! Începe cât mai repede, Amelia, sparge. Mai 10, mai câteva secunde, Amelia, hai. Pam! Amelia a reușit doar să spargă aproape un popit, mai avea 3. Dar e destul de mică, trebuie să o încurajăm chiar și așa. Bravo, Amelia, hai, bate palma! Nu contează, că când ești mai mic, nu știu, o faci mai puține, dar tot ești mai puternic. Da, Amelia, o să fii mare, cred că o să spargi un record mondial de popituri din asta. Poc. Acum, o să aleg eu un bilețel. Haideți să vedem ce o să-mi pice mie. Sunt foarte curioasă ce o să-mi pice, deoarece n-am mai ales de când a fost Amelia. Haideți să vedem. Hai să-i strag și eu un bilețel din acest cran strănaș. Mai sunt 3 bilețele sau mai multe? Amelia, văd că mănâncă un măr. Ok, e foarte sănătos mărul. Tu mai ai zis că îi place măr? Umflă un balon. Wow, da, ce provocare! Să terminăm mărul! Poți să termini tu, că nu contează. Așa, haide să umflăm un balon. O să aduc balonul și asta cu umpli balonul și o să revenim după ce aduc. Aici am și balonul și cu ce umpli și acum o să ținem balonul și o să-l umflăm. Vrei să încercăm o chestie, să nu am plâng de tot și poți să zboare pe sus, ar fi fain. Dar hai să facem un balon, cum ne zice provocarea. Da, să mâncăm tot în mărul. Nu, mă refeream la balon, nu la mărul. Aaa, nu mai pot. Uite, e de ajuns? Oare e de ajuns? Da, e de ajuns. Hai, da, atâta. Nu trebuie să fie mori, să se spargă. Ok, acum hai să facem un nod. Nu prea știu să facă nod. O să leagă Amelia încă un bilețel. Hai, alege repede. Hai. Vă podul.
aici scrie popodul, așa că am ales să fac popodul. Papa, bineînțeles. Wow, Amelia! Ea face popodul deja la 3 ani. Așa că... Bravo! Nota 10, Iuza! Papa, copii! Mulțumim pentru vizionare! Ce noi vă iubim!